Ei, pe unde ai intrat? Vino încoace. Ei, nu-i voi în stradă. Măi, vino încoa. Nu-i voi. Treci. A, că-i poarta deschisă. Vino încoa la mine, n-auzi. Nu-i voi. Fugi la deal. Fugi. Fugi la deal. Nu-i voi. Hai. Ei, nu-i voi. Ieși, mi-te calcă mașina. Hai. Bună ziua. Zi bună ziua. Ce e? Vă pup, oameni buni. Doamne, ia să văd ce s-a întâmplat aici, cât are-s curioasă. Covoarele curate. Da. Chiar că astea nu fac, deja s-a aproape uscate. Dar nu știu, patul de capul meu. Ai ud. Ai ud. Așa e când te iei după barba să-l lași să facă ce-l duci capul. Aci, unde ești, măi? Nici nu poți să te urnesc ce greu ești. Aici este un burete de desubt. Nu mai face el cumva. Da? Tare, mi-e frică că l-am stricat, că l-o stricat. Și păcat de el că e așa frumos și mic. Măcar i-ar da soarele. Hai, ieși. Cu astea ce s-a întâmplat? Suscate? Mi-e și frică să pun mâna pe ele. Da, așa pare. Doamne, cum era? Ce-mi place culoarea asta. Hai să nu... Și rafturile le-au făcut albi. Și astea le-au făcut. Ui, ui, ce tare! Of, Doamne, ce iubit deșteptam. Chiar că-mi place. Ia să vedem ce părere aveți, oameni buni. Aici bate lumina, nu știu de ce se vede așa. Dar și ăsta e menunat. Menunat. Și cu rafturile alea albi. Și cu perdeluțele care erau, care am reușit să le scot perfect, imaculat, alb. Abia aștept. Abia aștept. Fain. Da. Uite că mi se usucă strugurașul care i-am lăsat aici de gustărică. Ce bun e. Masa. A rămas aici cu craci în sus. Deci e plin de musculiți de-astea. Bețăvi, nu știu de unde s-a atâtea. E bun. Picioarele sunt bune, pe dedesubt nu mai contează. Așa, între timp am spălat aici tot ce am scos de acolo. Doar păcat că le-am degresat bine, le-am frecat. O ieșit curate, da? N-am capac la asta. Au! Am doar un căpățel mic pentru una din ele, două. Nu știu de unde să le mai iau, că nu le-am găsit. Și aici, ce făceam eu, mă chinui să scot cănile și ligenașele astea la nou, dar nu știu dacă o să reușesc. Că am schimbat degresantul și sinceră să fiu, nu sunt așa de mulțumită. Nu vreau să le arunc pentru că o să-mi trebuiască. Îs vechi, dar frumoasă. Mai faci o ceva și îți trebuie un ligian și nu ai. Eu știu că pot. Vedem. Fierul. L-am spălat un pic. Curat, frumos. Asta o să-l pun ca bibelou, că de călcat nu mă apuc eu acum. Și să completez setul cu cești de vieță. Mamă, câți ani au ce am făcut aici? Nu, așa e ea.
Eram eu copil la mama când erau ceștile astea. Și fiți atenți că încă completi. 2, 4, 5, 6, 7 și cu 2, 9. Cum era odată. Dar nu-i mai găsesc toată lumea. Mama, sincer, nu știu dacă mai are una sau două rătăcite pe acolo, pe undeva. Hai, vremii. Că eu astăzi stau să mă rog. Măicuțu, pleacă de aici. Este un cățel care tot vine și de asta latră domnișoara. I-a revenit glasul la perfecție, nu mai este șchioapă. Mănâncă foarte bine. Geamulețele mele ce fac? S-a uscat. S-a uscat bine, bine, bine. Eu aici inițial am vrut să dau cu vopsea, dar am zis că nu mă bag, să nu fac vreo minuni. Poate pe viitor o să se refacă și glafurile astea. Așa că mai bine îmi văd eu de trebușoara mea. Te-ai uscat? Da. Mă, nu-s perfecti. Dar măcar s-o mai luat de pe ele. Mai mult de atât n-am ce să le fac. Ei, vino aici. Na, e extraordinar. Cine vine? Fetiță? Cine vine? A? Cine vine? Hei! Nu-i voi acolo. Pleacă de... Tu, fugi! Că avem treabă. Da, mi-a spus cineva o vorbă, ci că un lucru cât de vechi, aici înăuntru nu știu, are o pată, nu vrea să iasă. Poate să fie un lucru cât de vechi, o hăinuță cât de vechi, dacă e spălată, curată și îngrijită, e mereu nouă. Așa că nu mai arunc nimic. Tot ce pot să fac, fac. Aaaa, ce bătăi de cap am eu aici acum. Bagațanac. Dar eu mai văd să mai bagațanac. Vai, perdeaua lui perdeaua, că trebuie să o încrețesc din ac. Ha, Irina, bagă. Nu, oameni buni, nu pot. Of, dar doar chiar în us. Ia-ța groasă și ia cu mică, alt ac n-am găsit. Hai mă, intră. Ajutor! Ajutor! Oare sfunghire divină? Dar ce treabă au? Hai, intră! Doamne, ferește! Mai repede bagă mama în ac ca mine. Dar nu nimeresc gaura asta. Da, am făcut o brânză. Cum să fac? Ce să fac? Nici altă perdea nu am decât asta, care trebuie să o învârțesc așa. Să o pun acolo la ușă. Să fac. Am reușit după 7 ore de chin. Mama, mătia azi. Cred că ajunge. Ia să-i fac nod. Aici. Deci ața este pusă pe ciocălău, da? Exact cum punea odată. Hai. Mă apucă de toate aici.
Am așa nevoie de Doamne să mă ajute. Glumesc. Da, pitarii creață nu o pun. Așa, gen. Mai bine duceam la o croitoreasă. De atunci. Aha, la dreaptă. Ei, trebuie să mă concentrez eu aici. Vai, dar ce model îi fac? Hai, perdeau în pat. Of, of, of. Îs cam neîndemnatică la chestiile astea. Stai. N-am făcut niciodată, dar îs nevoit acum, din cât îți vedi. Hai, tu ieși. Ia stai tu așa. Gata. Păi ieși-te acum. Hai, aici mai. Hai, stai acolo. Nu-mi da bătăi de cap. Te rog frumos. Merge, nu? Cam. Cam, cam. Lasă că domnul vine popa acum să uite la perdeaua mea. E destul de dreaptă. Ce? Atât am putut să-i fac. Ia să spăl pe jos. Între... Hai. Nici nu știu cu ce. Pun-și-o niște as. Nu mult. Oleacă de pur. N-am... detergent de spălat betoane. Pati de Dumnezeu cât până se usucă patul, se usucă și pe jos. Mamă, ce miroasă a clor. Capul meu, ce prăfălău! Mamă! Băi, dar m-a aspirat! Nu, mai rău un microb din praf. Curat, mai cum să faci caldă. Am spălat, am șters. Dar a schimbat mirosul total. Da, acum chiar că poate să vină sanipidul. Vezi că te văd? Vezi că te văd? Ce cauți? A? Ce cauți? Deci, am băgat mocheta asta care am scos-o prima dată, da? Doar să mai protejăm un pic. Și am pus-o mai mult aici, unii planuri de bătaie, mând în vedere că este ciment pe jos, vă dați seama că e rece. Și începem cu țoalele. Ăla zici că e făcut anumit pentru cameruța asta. Și l-am pus acolo, sub pat.
Și să mai cam niște toale pe aici să văd ce și cum. Da, aici e planul de bătaie. Aici am nevoie de căldură la picioare. M-am descălțat, gata. Să mai intră încălțat aici. Să trag și asta o leacă mai așa. Să mă duc să mai văd țălice. Nu știu, aici sub dulap. Să mai bag ceva, să nu mai bag. Dar nu lăs așa, că parcă e urât tare. Oh. Ha, că prinde formă, prinde formă. Și ce frumos este. Aici mai am numai ăsta, țolă. Asta-s de pus pe pat, nu-s de pus pe jos. Coverturi. Ai un țol să-mi dai? Ai un țol? Mai ai un țol? Hey. M-am apucat să creez toalele. Când am ce să pun acolo. Și acum, ce cred să fac cu oameni buni? Trag de el ca să am, trebuie să-l înot, că dacă nu-ți distram. Aha. Hai, încă o dată. Așa. Gospodinile, ce spuneți? Fac bine? Nu m-am gândit eu că o să fie criză mare așa de țoale. Stai, hai, gata, ți ajunge. Unde am pus foarte cu. Mă mai fac și țăsătoare acum. Să mă apuc să nod. Așa, mișto. Nu? Nici nu știu cum să... Stai. Da. Și iar da. Oare fai tot din niște fac? Nu știu dacă fac bine. Ce nu-i că cu coanele înainte n-aveau unghii mari. Nici unghii făcute. De asta puteau să facă noduri la țoale, eu nu pot. Stau aici de jumătate de oră să fac niște noduri, vai capul lor. Și tare mi-e frică să nu-l distrug țolul ăsta. Mai bine câteodată să nu știi anumite lucruri, decât stai să le preșei. Doamne, iartă-mă. Fă noduri la franjuri, la ațele, la țoale. Mamă. Dacă nu știam, îl stricam, dar o pierdeam jumătate de zi. Băi, dar înainte aveau treabă mamele, bunicile noastre, cu țoalele astea de cordiele. Mamă! Dar oare de unde mai scot atâta răbdare? Adevărat, dacă nu aveam unghii, le făceam mai repede. Du-te, gata, lasă-mă, pași. Da. Măcar unde băgăm dulapul și după aia mai vedea eu ce le mai fac. Trebuie să ne grăbim cu băgatul în casă, că dă ploaie la noapte. Acolo și unul aici. Și mai am aici de completat cu toale, trebuie să le mai caut, să văd ce trebuie să le mai fac. Stefan, mică tare! Uite ce ai făcut asta. Trebuie să ți-o schimb. Mestecăm bobițele cu cărnița. Da? Ce e? Ți-e foame tare? Tare? Of, Doamne! Hai să popăm, hai! Haide! Tare? Ți-e foame? Tare? Hai la mama, hai! Hai să popăm, fetiță, da? Încet, papă, încet! Încet, că nu ți-a nimeni mâncarea, încet! Încet. Așa. Hai. Of, ce ne-am îngrășat noi.
Îi zice, ne-am îngrășat noi. No? Ce tu, Doamne, dar așa de repede mănânci și de mult. Deci nu pot să-ți dau. Mult, mult. Cuțu. Încetu. Încetu, că nu-ți ia nimeni papa. Param, papam. Ha. 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 Mai aprind lumina? Da, mare diferență nu-i. No. Ah! Wow! De la piorul! Ăsta este. L-a băgat domnul meu aici. Ce părere aveți? Ce părere aveți? E gata să-mi pun zăstrea. Dar ce fain a ieșit cu alb și cu maro. Dar nu știu ce să văd pietele astea așa. Nu înțeleg. Măsuța. Și patul. Patul, patul. L-a băgat aici el, da. E uscat. Când pui mâna așa, dar în interior nu știu ce s-a întâmplat. Băi, patule, ce să-și te usuci și tu? Adevărul că e curat, miroase super bine, nu miroase a închis. Da, și dacă mai este o persoană în plus, are loc și sub pat să doarmă. E destul de curat, am pus tol. Vreau să bag eu mâna aici să văd ce se întâmplă. Ei, sunt pic și la vida merge. Spunea acolo cineva să nu fiu supărată că am cel mai curat pat din sat. Da, așa este, aveți dreptate, am cel mai curat pat din sat. Tac din gură. Primul lucru care vreau să-l fac. Să fac focul zobițe. Să uscăm bine patul. Dacă nu o să fiu nevoit, să-ți bag fionul. Să aduc ceva să scoate în ușa. Și să controlez să văd dacă s-o mai uscat din țoale, că am mai spălat. Nu mi-au ajuns. Ia. Da. Și ce frumos miroase. Și ăsta. Să văd cum le pun acolo. Și gata cu intratul încălțată. Cam terminat în party. Ai terminat și tu? Gata, nu pot să-ți dau așa de mult. Gata. Mai pupăm mai pe seară, da? Ai luat micul dejun. Gata. Gata. Of, cum erai și cum ești acum? Zic, cum erai tu din năcăjât? Zic, pricăzit acolo și vai de capul tău. Zic, cum sunt acum oameni buni? Nu? E păpiță? Pap bine? Pap bine, doar pap. Papa de căței, nu-i dăm nimic altceva, nici măcar un os. În primul rând, oasele de pui sunt foarte periculoase la căței, nu? Așa. Și dacă tăiem un purceluș și avem un os mai grosuliet, să roadim pentru dinți, ia să vadă mamă dință, dă dință. Uite, și-am uitat să-ți aduc din aia pentru dințișori, un baston din ăla, de la mini, de la mini, de la mini, da? Încet, încet îl aduc pe picioare. Sunteți conștienți că nevoie de timp. Nu poți să faci un cățel cum să cuvini în 2-3 săptămâni. Oricum, nu mai e cum era. Hai, ajută-mă să caut o găleată, să scot cenușa. Hai, hai că e noapte, acuși. Acuși e noapte. Și-i noapte. Nu, 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 o găleată vreau, o găleată rea. Să pun cenușa. Aha.
Na, 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 na. Vai, Doamne, dar de când n-am mai făcut foc într-o sobiță de asta de țară așa? Am aici niște găteje. Oameni buni, dar știți care-i treaba? Lemnele cam astea-s. Eu cred că trebuie să mă duc după lemne, că iarna asta am cam îmbulinat-o. Chibriti. Hai să vedem ce să iasă. Să nu spui că ești fum la ora asta. Te rog frumos. Eu vreau să-l aprind ca la țară, așa, dar nu știu dacă o să reușesc. Cu chibritul și cu bucat de carton. Dar dacă tu ești sobiță bună, o să mă ajuți, nu? Mai dăm-o la foc undeva. Aici. Hai, hai că poți. Dar nu vreau fum. Nu vreau fum. Nu cred că reușesc să-l aprind. Hai. Ia. Da! Arde! Arde! Oameni buni, nu ies un pic de fum. O leacă la început, dar e bun. Perfectus. A? Vedeți aici o lădiță? Să vă direm mișoare. Cum să le rog cu genunchiul ăsta? Păi da, ce tare! Hai! Găteje, găteje, da? Eu lemnic. Mai acum l-am prins bine. Așa, mai de sărăcii lemnuțele astea. Ehe, dar nu intru eu în pădure. Ce părere aveți voi? De toate căldurile m-au luat. Ce fac eu? Ia să vedem, repede, repede, repede. Ce fac eu aici? Ce urât e barabula asta. Pardon, cartoful. Nu te mai pun pe tine. Mi-ajung 4. Astea am găsit. Mai frumoasă de atâta n-am de unde. Unde le băgăm? Unde le băgăm? Unde le băgăm? Unde le băgăm? Ha, cine le băgăm? Aici le băgăm. Ia. Ia. Wow. Mai pornică, direct așa le pun. Cum le punea bunica? Exact așa le pun, să prindă crusta aia. Rumenită.
Da, am de așteptat vreo 5 ore. Hai, focule! Hai! Băgat două lemne mai sănătoase să fac o leacă de jar. Gătejele mele. Nu prea. Trebuie. Hai! Dă-i bătăi! A, păi mă cam prind urechile. Așa. Vrei și tu o barabulă la rolă? A? Vrei? Vrei și tu o barabulă? Aha. S-o luat găina la vecinu. Vreau și eu un ou. Nu? Auzi-ți cot, cot, codac? Cot, cot, codac? Mamă, ce frumos! Du-te fură un ou! Du-te și adu-mi un ou! Hai! Du-te repede! Dar nu mai ești tu! Du-te repede! Du-te, du-te, du-te! Du-te! Au, da, soarele! Dar e rece afară! Cot, cot, codac! Vreau și eu un ouț! Acum, 1, 2, 3, 4, 5, aici altceva. Deci îmi trebuie 5 perdeluțe, alea care au fost. Le am acelea. Fața de masă, asta am spălat-o, că o să o pun de desubt la alta, că văd că e aspră și nu alunecă. Acum, una, două, trei, patru și cinci și șase. Perfect! Ai. Haideți cât calcă asta să vă răspund la întrebările care mi le-ați lăsat în comentarii. Vă cred că nu mai înțelegeți nica și eu v-am băgat în ceață. Deci, știți foarte bine casa unde am făcut videourile anterioare, e casa bunicilor de la țară, ai mei bunici. Ca să poți să continui vlogurile și să-l țin și picuțul, o trebuie să vin aici. Și asta este casa bunicilor prietenului meu, care este la 2 km din casa noastră. După aia, m-a întrebat acolo cineva ce s-a întâmplat, că nu mai stau la socri sau cu socri. Casa la care am filmat tot anul, care am construit la ea, căsuța este, eu nu am stat niciodată la un loc cu socri, nu pot să zic, am mai stat și acolo, dar locuiesc la apartament și profit de căsuță să o pun un pic la punct și să fac și niște vloguri frumoase. Pentru că dacă aș sta să filmez la apartament, vă dați seama că n-aș avea ce. Și la țară e altceva, o sobiță, o mâncărică. Cel mai important acum, în momentul ăsta, e cuțul, să am grijă de el. Și vă dați seama, nu pot să-l duc la apartament. Cam astea sunt răspunsurile. Au, au, normal trebuiau apretate, dar nu le mai apretez eu, sunt steița, pentru că nu-mi plac. Important este să fie călcate și curate. Și îs! Dar eu nu știu, ori eu intrat la plapă, ori perdelele astea s-au relungit. Asta e acceptabil, în restul toate trebuie să le îndoi. N-am fost atentă la detaliile astea când le-am luat. N-am mai stat eu să mă uit. Aici o să văd eu ce pun. Că nu-l las așa gol. Uau, ce faină-i! Mor, mor, mor! Încet! Mor încet! Ah, și m-am fript. Pipat nu pot să pun nic. Trebuie să stau să usuci.
Nici nu pot să fac aici. Of. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Ce se întâmplă aici? Mamă, dar se coc! Ah! Se coc! Se coc! Ce-am făcut eu? Am ales din toate alea ce le-am spălat acolo. Pe masă. Ceva la fel. Că vă dați seama că nu o să mai bag toate cănile alea înapoi și tot ce era aici. Am mai găsit un mileuț cu cănăcel rătăcit. L-am călcat și pe ăsta și l-am pus. Și nu știu, niște pahare mi-ar mai trebui acolo sus. Trebuie să mă bag în altă cămară să mai scot. Singurile căniții care îs perechi le-am pus aici. Astea, vă dați seama că nu am renunțat la ele, mai ales asta, că e super frumoasă. Și cănițele astea două care sunt temă cu dulapul. Iar trebuie să fac rost de furculiți, linguri, să le pun aici în sertare. Hai! Și să iau niște folii din aia numită de pus. Și aici îmi trebuie ceva. Of, tu-i mama măsă. Mă, oameni buni? Cum le-am putut cărchi? Le-am cărchit. Am mai pus un țolic aici, unul aici. O carpețăcă așa mai de tărială la sobă și trebuie să caut o tăbliță să pun aici, nu cumva să mai sari jar, mai chică cenușă și ardim carpețăca. Acolo n-am mai găsit una în temă și au trebuit să pun un covoraj în ăsta. Măcar băncuța, că fără băncuță în fața sobei n-are niciun farmec, nu? Trebuie să o întorc invers, da? O întorc eu și pe ea. Și aici, pe peretele ăsta, să aștept să vină domnul meu de la lucru și să văd, cum mi-a zis că îmi dă un tablou de-a lui bunicu, străbunicu, nu știu ce tablou o să-mi dea. Mi-e ciudă pe patul ăsta, că nu se mai usucă, trebuie să focăresc aici. Acolo mi-a rămas un ochi de-a lui soacră mea. Uite-l! Uite-l! Nu știu ce să pun. Aș mai fi pus o traversă aici, dar nu mai am. Am una, dar nu se încadrează în cameruță. Îmi iesă. Ce părere aveți? Și acolo o să vină frumos la pat o păturică, un cerșaf. Dacă nu fiu uscatul. Și uite, da, ce am găsit eu pe aici. O văzucă. Și o să caut eu ceva să pun aici. Ideal ar fi niște floricele, dar la vremea asta nu știu unde o să le găsesc. Au! Dar ăla e dacă sparte, trebuie să o facă și pe asta. Haideți, mă, vă coașiți azi mâni? Apoi eu ce mă mir, oameni buni, că când eram copil acasă, le puneam dimineața și le mâncam seara cartofii la rolă. Toate că-i focul tare, ar trebui să coacă, ca și cum îi băga în cuptor. Gata. Ne-am tăiat unghiuțele. Gata, două. Fetițe frumoase. Gata. Ce-ți mai place, ce este mângâi? Vai tu, ce-ți mai place? Să o aducă pe mama pe mine, să o cunoști pe mine. Este o fetiță la fel ca tine. Da!
așa. Hai, mă ajut cu tu? Mă ajut cu câte prăfuiesc, tată, puci! Mamă! Trebuie spalate și astea, da? Important e acum să nu cartă de gunoi în casă. Întind covorul roșu cu tu. N-ai înțeles? Ți-am întins covorul roșu. Am strâns un pic de aici, oameni buni, că am făcut vraiște cu tăticele. Să mă pun să spăl scările. Of, câtă treabă îmi dai eu până să fac barabulii mele. Vai, ce cald e aici, mamă! Patul. O pocnit. Mai pocnit și leacă din cât în cât. Hai. Hai. Da, greu să mai fac. Doamne, iartă-mă. Au 4 ore de când se înrolă. Nu mai am nici lemne. Doamne, câtă mizerii lasă. Deci dacă nu puneam cartonul ăsta, făceam vraiști în casă. Am pus eu unul mai tare, așa, da. Ei, da. Oh, wow! Trebuie să culeg merile astea cu mâna. Să mi-i bag într-o lădiță, să am ce mânca la iarnă. Bretonul meu s-a sculat. Ah, ce bun e. Vrei și tu? Vrei și tu? Dă-mi o companie. Vrei și tu, măr? Vrei? Zi bună ziua, lume! Uitați-vă ce frumoase sunt! Da, o să o iubiți, mă uleacă, dar ce numai mine să mă iubească, tu n-ai voi? Da! Stai acolo să nu ieși pe stradă! Tu nu-ți mai deschide poarta! Tu ai mâncat de 2 ore astăzi. Eu n-am mâncat nimic. Barabunile mele se fac la toamnă. Vreau să mă duc aici în muncă. Să mă uit să văd dacă aș putea să care eu niște lemnișoare de acolo care o fost tăiate deja și au mai rămas. Nu-i voie. Stai acolo. Nu-i voie, n-auzi. Fugi. Fugi în curte! În curte! Ia să văd. Mamă! Astea-ți. Și cum le care-o? Așa câte două, câte două? Nu-i bun. Astea trebuie tăiate și cărate. Suscate. Nuci niciuna. Ei, dacă nu te bat eu pe tine. Măi! De ce ai ieșit din curte? De ce ai ieșit din curte?
Vrei să te leg? Treci acasă, treci! Am venit să iau un lemn. Tu, acum cum te duc înapoi? Hai, mișcă-te! Dar să nu plec cu mâna goală. Tot am luat câteva. Hai, cu tu treci acasă, în ceaiul mătii azi. Hai! Ce mi-a sorit în ochi. Dacă ți-au acum troaca cu mâncare și să vezi ce repede vii. Am mai făcut câteva lindițe și le duc în casă. Na 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 na. Haideți la mama, ia să văd, asta e coaptă. Au, ce frige. Oh. Și asta e coaptă. Cartofei mei. Asta două leac mai trebuie. Ioi. Și iară ioi. Ia-ți din ce-am făcut aici. Normal să rup cu mâna, dar frige. Wow! Mamă, ce bunătate aici! Deci arată... îmi plouă în gură. N-am mai mâncat cartofi la rolă de când eram copil. Pui mulea de sare de asta mare. Ai pus, Irina. Hai. Buu, câtă sare am pus. Hai să scutură. Acu. Deci nu se compară cu nimic. Cum crânță ni sarea în gură, așa. O să mai fac, dar cu un sosuleț. Bun, așa cum usturoi cu mărara, azi n-am mai avut timp. Și plus de asta, trebuie să merg să fac cumpărături. Că nu am nimic aici. Doar sare. Atât am găsit. Îmi plăcea să le mănânc cu ulei, cu sare, un pic de usturoi, foarte puțin, un pic de oțet, așa le mâncam când eram la mama, fată. Vino încoace, hai! Hai, vino! Hai! Am și uitat cum o cheamă picăța, nici nu mai știu ce nume i-am pus. Mi-a era poftă. Puteam să fac orice altceva, dar deja n-am mai mâncat mult. Normal și de drept, puteam să-i mănânc tot cu coajă, dar nu e așa rumenită. Mai am doi acolo. Nu mai bine cât răcește soba să coc și ei. Nu mai pun foc, nu pot sta aici, e cald, e prea cald. Hai să mănânc o leacă și cu furculița. După aia o să zică lumea că sunt de la țară și mănânc așa cu mâna. Asta e prânzul meu pe astăzi. Ce să zic, delicios. N-am mai mâncat de mult. Sunt să caut o vacă. Adică nu o vacă. Cineva la țară care să aibă o vacă și o să mă abonez la lapte. Pentru că mie îmi place foarte mult. Nu mă pricep să fac
brânzeturi și din astea, toate că e simplu. Ferblaptele îl pui la prinț și aia e, iese brânza. Da. Dimineața sau seara o cană de lapte cu mămăligă merge. Tuț. Doamne, ce-am mâncat cu poftă. Din nou, cer scuze la graviduță. Și vă invit și pe voi cu trei cartofi într-o sacoșă și să veniți să-i facem aici la rolă. Haideți că v-am pupat, oameni buni. Nu uitați să apăsați acolo clopoțelul. Și dacă vreți să dați o distribuire, un like îl dați voi singur, nu vă mai cer eu. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase și pentru susținere. Vă pup și ne vedem în următorul vlog. Nu știu ce mai urmează. Azi am fost singurică, liniștită, mi-a făcut treburile mele așa de gospodină pe aici, pe acolo. Vedem ce mai modificăm, ce mai reparăm și ce mâncare bună mai mâncăm. Pa!